Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bine ați revenit la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, invitatul meu permanent este Loran Balin, om de marketing și de școală. Om care a predat în mai multe instituții de învățământ superior, dar la rândul ei a și studiat. A făcut mii de campanii publicitare, lucrează în sport și suntem cam de vârstă. Sau suntem... <gântu -i> suntem de vârstă. Da. Suntem de vârstă. Și exact asta studiem astăzi, prieteni. Cum arată generația de 45-54 de ani în comparație cu generația 25-34, atenție, având în minte ceea ce spune fiecare dintre noi ăștia mai bătrâni, pe vremea noastră lucrurile stăteau mai bine, pe vremea noastră se făcea mai multă carte, pe vremea noastră altfel erau profesori, altfel se învăța, ca să dau doar un exemplu. Mergeam la sport, făceam act da, activități, mergeam da. la teatru. Și am vrut să vedem cine suntem noi, stimate prietene, Loran Balint, deci începem cu noi sau începem cu ceilalți? <laughs> începem cu noi și cu ceilalți un pic de introducere ca să spun așa, pentru că e important, ne uităm la două generații despărțite de 20 de ani. Adică este generația noastră și eu consider generația noastră ca fiind prima generație care a avut cu adevărat oportunitatea de a decide cum își petrece viața. Pentru că noi am prins Revoluția, în 89 aveam între 11 și 20 de ani. Adică okay. eram sub 20 de ani Din momentul acela a început lumea liberă Am început să avem acces la informație Să avem acces la uh, diferite uh, oportunități În același timp avem această aroganță, O consider eu de multe ori Uitându-ne, băi, dar nu mai sunt mă, Nu mai sunt cum eram noi Uită-te la ce vine din urmă Și cine o să ne plătească nouă pensia Este, da, apare da, constant da, da, da. Hai să ne uităm Că oamenii ăștia despre care vorbim astăzi Care sunt cu 20 de ani mai tineri ca noi Pot să ne plătească nouă pensia și am făcut o analiză un pic în paralel, ne-am uitat la niște date. La ce? Păi, uite, hai să ne uităm la citești, câți citesc. că citesc? Pentru că pe vremea noastră se citea, noi am făcut școală, pe noi ne-am învățat în școală să citim. Și este logic, e un obicei, pe vremea noastră se citește mai mult și cred că generația noastră citește mai mult. Ei, datele spun altceva, pentru că citesc măcar o dată pe lună. Tinerii 25-34 au 35%, noi 15%. Cum? Deci 15% dintre noi citim măcar o dată pe lună, 35% dintre tineri citesc măcar o dată pe lună. Vrei să spui că generația de sub noi citește mai da. mult? De două ore și jumate mai mult decât. Okay. Noi. Da. Da, știu asta, da. Nu citesc nici măcar o dată pe an, 57% ei, noi 76%. Deci 7, wow. 3 din 4 dintre noi nu citim niciodată. Și atenție, ei sunt foarte încărcat, timpul lor e foarte... Au copii mici. Între 25 și 34 sunt copii mici. Bebeluși. Da. Un da, an, doi, da, trei. Da, da. Grădiniță, mutat, stânga, dreapta oh. tot. Noi suntem mai mult empty nesters. Au plecat copii, sunt la facultate, avem mai mult timp liber, putem să facem mai multe lucruri, suntem așezați în carieră, avem mai puține presiuni. Poate și... asta e doar o întâmplare. Adică mai ai și alte date care să arate că nu ești mai bătrân sau mai rău. Păi uite, azi ne uităm la uh, în ce măsură sunt uh, de acord total, adică sunt convinși că este, da. uh, este foarte importantă practicarea unui sport. Da. 10% ei, 3% noi. Deci 3% dintre noi suntem total de acord cu afirmația este importantă practicarea unui sport. Logic ei fac mai mult sport. Să, ne, da. să mergem să ieșim în natură, că am fi zis că în da. natură ne caracterizează. Când ne iubim țara, știm asta, da. 5% noi, 11% ei. Deci peste dublu. <laughs> Este Ce interesant, da. Îmi da. fac timp pentru plimbări în aer liber, 7% noi, 14% ei, dublu, iarăși. Dat, ok, dat, ok, dat. ok. Nu erau generația cu telefoanele în mână care stăteau mult mai mult decât noi acolo? Nu erau imersați în digital? Uh, se pare că, uite, vizitele la muzeu sunt importante pentru dezvoltarea unei persoane, 11% ei, 7% noi. Uh, wow. Și ne uităm un pic și la internet, pentru că generația noastră am zis, noi eram tineri când a venit revoluția, și eram tineri când a apărut digi digitalul, când a apărut internetul. Nu poți să zici că nu ne uităm la cei vesta peste 60-70 de ani da, care da, da, da. au trăit o dramă prin toate schimbările. Noi am acolo. prins dezvoltarea internetului la început, da. în plin avânt, și am învățat să-l folosim. Adică, clar și că stăpânim. 83% dintre noi îl folosesc astăzi. 97% dintre generația cu 20 de ani mai tânără. Deci ei sunt complet digitali, da. noi nu. Da, Noi nu. Am, Deși am noi. Am... Pe traseu, avem rătăciți în tranziție? Da. 20% dintre. Foarte interesant. Cei din Foarte. generația noastră plătesc impozite online. Impozite și taxe. 7% dintre noi plătim. 22% dintre noi. Dintre cei mai, tineri. cei mai tineri. Deci cei mai tineri au îmbrățișat digitalul mai bine decât noi. Totuși, asta nu împiedică să-și trăiască viața. Eu, așa, uh, descoper de aici. Da, este și o zonă unde noi suntem mai convinși și yeah. așa, este pentru o societate sănătoasă ar trebui legi mai dure. Deci vrem <laughs> Stai, un pic mai dure, suntem mai, suntem, dar, mai suntem poate conservatori. Poate mai schimbați un pic, da. poate este mai speriați de... Uh, în același timp e 13% la 9%. Procentele oricum nu sunt foarte mari, adică nu discutăm despre procente da. mari, pentru că suntem, toate generațiile sunt în linie cu ce se întâmplă în România și am mai discutat în emisiunile noastre care este situația. Dar... Uh, uh, da, lucrurile sunt departe de a justifica această superioritate a noastră în care zicem, băi, pe vremea noastră se făcea tot. Poate că se făcea, dar poate că n-am fost învățat să învățăm. Și asta este una dintre marile, marile, marile provocări ale noastre. În școală trebuie să înveți să înveți, adică trebuie să înveți ca ulterior, după ce ai terminat școala, să poți să continui să înveți, să poți să te adaptezi la ceea ce vine. Dacă doar ai învățat în școală, dacă doar ai citit în școală, e, eh, 30 de ani mai târziu, 20 de ani mai târziu, ajungi să nu mai citești. Ajungi să nu folosești internetul. Mă uit aici pe datele tale și spun așa, dar asta e absolut firesc. În vacanță îmi place să descoper și alte țări. 5% generația noastră, 45-54%, 11% mai bine decât dublu generația lor, da? Ai zice că financiar generația noastră trebuie să stea un pic mai bine, nu? Adică deja suntem așezați, nu? Avem case, avem copii, avem slujbe de 20 de ani. Ei sunt la începutul și totuși au o dorință de libertate mai mare. Da, dar uite, unul dintre reprezentanții de vârf ai generației noastre, domnul fost prim-ministru actual, numărul 2 în stat, Nicolae Ciucă, da, tocmai a avut o declarație publică care foarte mândru, povestea că nu a fost niciodată în concediu sau în vacanță sau în city break în străinătate. Deci unul dintre cei mai buni dintre noi, că puteam, poate să ne placă, poate să nu ne placă generația noastră, asta da. a produs a, prim-ministru mm. din generația noastră, domnul Nicolae Ciucă, care nu pleacă nici măcar în City Break, nu vrea să vadă Louvre, nu vrea să vadă o clădire, ceva despre care să fie visat și el că o vede. Ce trist pentru el, dar în același timp, uitându-te pe date, el vorbește cu A, generația lui. E de al lui? De asta da. poate e și simpatizat, adică este mm. de al nostru, ne place de, da, este uh, produsul generației noastre. Uh, aici îl pun în oglindă cu cineva care e ok, mai tânăr de 25-34, Emma Răducanu, despre care am vorbit, tenismena din România, care povestea că la fiecare turneu își lasă o zi, două, trei să se plimbe, să vadă o statuie, o clădire, ceva. Da! <laughs> <laughs> adică, dar asta poate că generația noastră este mai puțin curioasă. Și nu poate. Se vede că este mai puțin curioasă și mai puțin implicată, pentru că, uite, în datele de la colegii mei de la Publicis Data Intelligence, avem voluntariat pentru cauze în care cred 12% Tinerii, 7% a, dintre mine, 7%. Da. Nu este o foarte mare. Și Noi am făcut voluntariat. Pe vremea noastră se făcea voluntariat. Când ne ieșeam nu, și că, la munca cred, câmpului. Cred că ești o ieșeam. excepție în general. A, păi voluntariatul ăla era de curățăm orașul. Era des, da. practica da. și ne scotea la voluntariat să curățăm orașul, Brașov, că venea Ceaușescu în vizită. Dar se puncta acolo că noi făceam voluntariat pe vremea noastră. Mergeam Tot, și... Poate că tocmai asta a stricat. Um... Bun, n-ar trebui să fim acum foarte la pe final să nu punem așa o lumină total nefastă asupra generației noastre, pentru că este o generație care a reușit multe lucruri și care a fost parte din schimbarea faină prin care trece România și am setat, zic eu. România pe o direcție bună, dar să nu mai fim atât de superiori și de aroganți și de mamă și cum să ne uităm în trecut și ce bine era. Unde, uite, orice ar fi era mai bine înainte, suntem la egalitate. Și generația noastră și generația lor, 11% zic că era mai bine înainte. Acum, care era înaintele nostru și care era înaintele <laughs> lor, nu știm exact, dar... Uh... Da, uh, uite, ei sunt mai puțin fumători decât noi. M-am uitat eu pe o dată aici. Ceea ce e interesant, înseamnă uh -huh. că aceste campanii și-au uh, atins scopul, da? Și, uh, uite, muzica clasică nu mă atrage. Culmea că ei ascultă mai multă muzică clasică. Uh, nu, fel. aici nu, noi ascultăm un pic mai mult. A, a ascultăm muzică un pic este, mai mult. Da, da? Nu mă atrage. Ei a, e 15%, invers. 100%, da. 11%, da. 11%, da. Uh, bun, sunt, o, de fapt, declarații pe apropo de că nu-i atrage muzica clasică. Nu am avut informații despre cât sunt efectiv atrași, dacă uh -huh. suntem neutri sau... Da, e foarte interesant. Asta înseamnă că am construit un viitor mai bun pentru copiii noștri. Da, așa se pare, nu? Și da. noi și părinții noștri. Adică generațiile <laughs> care vin sunt un pic mai bune. Voi uite, uite, obișnuiesc să meargă la medic pentru control de rutină de două ori mai mult ca noi. Și noi suntem la o vârstă la care trebuie să mergem. Adică la noi acum ar trebui. Acum apar probleme reale, serioase și trebuie să avem controlul de rutină Extraordinar. Obsesie la noi. Extraordinar. Asta întoarce toată discuția noastră, care se apropie de final astăzi, întoarce unul dintre marile mituri ale omenirii și unul, și ale României. Dom'le, ce vine după noi e praf. Nu! 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 nu. Sau nu e praf, mai praf decât eram noi, ca să nu. Exact, <laughs> să da. nu, adică, Exprimarea corectă este nu este mai praf decât am fost noi. Uh, și sunt oameni care, uite, este, uh, economisez bani pentru când voi ieși la pensie. Ei. Sunt mai preocupați de la pensiei decât suntem noi, care suntem mai aproape de pensie. Da, formidabil. Asta înseamnă, stimați ascultători de Out of the Box, că o să aibă cine să ne aducă un pahar cu apă la bătrânețe. În aceeași măsură. În, care... <laughs> în aceeași măsură în care și noi pe pe ducem da. lucrurile astea. Uh, mai pui o concluzie aici? E decizia noastră cum îmbătrânim și cum ne trăim viața. Spus, da. uh, și uh, astăzi avem oportunități uh, și trebuie să profităm de el. Mulțumesc tare mult, Lorand Balint, om între 45-54 de ani. Îi așteptăm pe cei între 25 și 34 să asculte din ce în ce mai des programul acesta. Învățăm împreună, prieteni. Mulțumesc încă o dată. Ne auzim săptămâna viitoare. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.